Deci articolul se convoacă Consiliul Local, Comuna Comunal, în ședința extraordinară din 28 noiembrie 2022 la ora 16:30, la sediul Consiliului Local Mănăstirea Crașii, cu următoarea ordine de zi. 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea protocolului de colaborare între Ministerul Muncii și Solidarității Sociale și UAT Mănăstirea Crașii, județul Bacău, având ca obiect de asigurare colaborării interinstituționale a MMSS UAT Mecașin, județul Bacău, în cadrul proiectului Hub de Servicii MMSS și MMSS Cod MySims. MySmith. Așa se cheamă sursa de finanțare. Așa. Și 13.09.63. N-am putut să traduc membrii, n-am putut. Păi nu, tocmai v-am spus. Ministerul Muncii și Solidarității Sociale. Așa, sociale. Și dacă ieri citim și OATE, Unitatea Administrativă Teritorială. Mulțumim frumos. Cu MMS-ul, prin IU, să vedem. Nu, asta e Cod MySmith. Așa este, așa se cheamă. Și dacă vreți, vă mai spun la altă număr. 13.09.63. Uliu, 13.09. Așa. Punctul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale datorate de membrii Asociației Comunale din România. Punctul 3. Proiect de hotărâre privind alocarea unor sume pentru susținerea financiară a evenimentelor prilejuite de sărbătorile de iarnă organizate de Primăria Mănăstirea Crașii cu sprijinul Consiliului Local. Punctul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea cesiunii lotului S1-20 situat în satul Scutaru către domnul Oancea Daniel. Și punctul 5. Ce place cel mai mult? Diverse. Supunem la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Și ca întotdeauna? Avem ceva în plus. Avem ceva în plus. Avem o plus. Vine... Deci, noi știm că am trimis la Ministerul Dezvoltării acel proiect prin care să aprobăm domeniul public și privat. Săptămâna trecută, joi, am primit adresă de a mai reveni la anumite puncte din domeniul public și privat al omului. Și astăzi aprobăm ca să trimitem din nou la Minister. Următoarea ordine de zi. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al Comunei Mănăstirea Crașii a imobilului cu număr cadastral 60448 în suprafață de 1818 metri pătrați. Aici este vorba de podul Vrancei, dar vă explic la fiecare. La următorul punct ar fi privind confirmarea tenenței la domeniul public al Comunei Mănăstirea Crașii a imobililor înscrise în Cartea Funciară 60.592 și Cartea Financiară și Cartea Funciară 60.597 și actualizarea datelor în cărțile funciare. Este vorba de Pârvule și Podboieri, care s-a făcut în momentul în care s-a lucrat în zona aceea o intabulare provizorie și Ministerul ne-a cerut să intabulăm definitiv. Asta ar fi al doilea lucru. Și avem un proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Mănăstirea Crașii. Este vorba de o completare a banilor la bursele până la sfârșitul anului. Bursele școlare. Sunt bursele școlare care noi le-am aprobat și mai avem nevoie de o anumită sumă care s-a aprobat prin adresa de la ANAC pe care o avem în spate la hotărâre și doar dumneavoastră aprobați. Aceste trei sunt. 148.000 de lei. Exact. Ați primit deja. Le-ați primit în cei drept astăzi. Dar fiindcă astăzi am primit și adresa de la ANAF, astăzi, iar vineri, am făcut noi documentele pentru minister. Și atunci ne-am fost să doar aprobați. Noi am făcut deja către OCPI toate demersurile. Deci sunteți de acord și cu punctul de suplimentare? Da, da. Da, da. Da, ați spus că o să fiu și procesul verbal. Da, păi... Dintr-o dată puteți să propuneți pe aprobare. Da, și propuneți pe aprobare și procesul verbal de la ședința din 25 octombrie sau? 27. 27 octombrie de ședința trecută. Ce? Asta e. Am văzut, dar nu știu.
Primul. E pe site. Deci, proiect de hotărâre privind aprobarea protocolului de colaborare între Ministerul Muncii și Solidarității Sociale și UAT MECA și în județul Bacău, având ca obiect de asigurare a colaborării interinstituționale a Ministerului Muncii cu UAT MECA și în județul Bacău, în cadrul proiectului HAPE Servicii Ministerul Muncii și Solidarității Sociale și codul ăla MySmith, da. 13096. Aici e sursa de finanțare pe MySmith. Deci avem adresa pe care ați văzut-o la Ministerul, de la Ministerul Muncii și Solidarității Sociale. Probabil că ați avut pe și protocolul de colaborare. Este un lucru extraordinar care se poate face la nivel de țară. Va fi mult mai ușor de lucrat pe partea de asistență socială, pentru că ne vor pune la dispoziție, prin această linie de finanțare, echipamente ce constă în imprimantă multifuncțională, calculator, tabletă, precum și documentația tehnică de instalare, configurarea echipamentelor part, integrarea componentelor și operaționalizarea infrastructurii instalate în vederea creării unui sistem informatic integrat în domeniul asistenței sociale și domeniilor conexe, precum și îmbunătățirea activităților serviciilor publice de asistență socială de la nivelul UAT-urilor prin intermediul unui singur punct de contact cu cetățeanul, accesând portalul Ministerului Muncii și Solidarității Sociale, modulul e-asistență socială, care dă posibilitatea de consultare online a dosarului de către orice cetățean sau întreprindere. Își propune, prin acest program, să asigure furnizarea de servicii electronice prin constituirea dosarelor electronice ale beneficiarilor de servicii sociale, să creeze un instrument informatic de verificări crucișate, care să asigure mecanisme de prevenție, de semnalare automată a suspiciunii de fraudă și care să furnizeze date corecte puse la dispoziția celor care gestionează fondurile publice. Să asigure activitățile de întreținere și mentenanță destinate menținere funcționalității echipamentelor, precum și procedurile de utilizare a aplicațiilor informatice pe perioada de implementare a proiectului. Așa că vă rog să supunem aprobării acest protocol, care este spre binele nostru și al cetățeanului. Ați văzut, fiecare poate să-și verifice propriul dosar, care, bineînțeles, care se află în situația respectivă. Da, propunem spre aprobare. Cine este pentru? Toată lumea. Punct 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale datorate de membrii Asociației Comunilor de România. Da, noi suntem, facem parte din Asociația Comunilor. Ați văzut adresa în care, de fapt, primul e și aprobat, adică 1800 pentru comunele ce au între 5001 și 10.000 de locuitori inclusiv. Noi suntem la comune cu peste 5.000, 1800 de lei pe an trebuie să plătim cotizații. Trebuie să aprobăm aici, că așa trebuie ca noi să putem vira banii ăștia la Asociația Comunilor. Propunem spre aprobare. Cine este pentru? Punctul 3. Proiect de hotărâre privind alocarea unor sume pentru susținerea financiară a evenimentelor prilejuite de sărbătorile de iarnă organizate de Primăria Mănăstirea Cașa, cu sprijinul Consiliului Local. Ca în fiecare an, pregătim cadouri la școală, facem acele artificii pe care le asigurăm noaptea de Revelion. Normal că prețurile de anul trecut sunt altele anul ăsta. Deci, la artificii avem o ofertă de 6.800 fără TVA. De aia se găsește aici suma tot cu TVA 1.100. La colindători, dacă anul trecut am aprobat altceva anul ăsta, probabil, și faptul că au văzut că primim, ne așteptăm la un număr mai mare de colindători, și dacă vin, dacă nu vin, dăm înapoi, deci nu există asta, dar ca să nu ne trezim că vin copiii noștri. Dau chitanță. Nu, se face pe tabel cu semnătură. Deci omul semnează că a primit banii aia, așa cum am făcut în fiecare an. Așa s-a făcut. Cu buletin, serie de buletin. Cu serie de buletin, da, așa avem pregătit. Dar în fiecare dată ne-am justificat de asta. Da.
Deci fiecare semnează, că primii n-au. Semnează cu legea muzică. Da, veniți la colindat. La ce? Și dulciurile pentru copii, cum știți că le pregătim oameni. Și știi dacă vor să colim de vinit. Am făcut o prospectare a pieței, așa. Ne dorim și anul ăsta ca acele pungi de cadouri să conțină cât de cât niște dulciuri care să placă fiecărui copil în parte, chiar dacă are bani sau nu, dar și cel care nu are bani în familie să-și permită un dulce deosebit. Nu merge pe o ieftineală doar de dragul de a-i da acelui copil un cadouaș. Nu. Chiar și anul trecut consider că au fost dulciurile destul de bune și de calitate. Același lucru ne dorim și anul ăsta. Copiii să aibă în pungi dulciuri cât să le aprecieze. Ca o recomandare, pot fi și fructe, dulciurile sunt. Nu, fructe nu. Pentru că se strică. Ajungi cu portocala deteriorată? Nu. Chiar și anul trecut, dacă ați văzut, am evitat fructele, pentru că am înțeles în anii anteriori, am mai stat prin depozite și ajungea la copil portocala sau banana trecută. Hai să nu ne batem joc. Am zis dulciuri care să le poată păstra. La un moment dat unul era supărat că erau așa de bune dulciurile, că lui nu-i rezistă până la Moș Crăciun. Mi-au spus să salut, doamna, eu ce fac, că mi-ați adus Moș Crăciun, dar până la brand le mănâncă-l. Da, simpatici. Da, deci avem 7.600 plus TVA la artificii, 10.000 la colindători. Nu, asta e 1.100, 15.000 plus 10.000. Total, 33.100. E total aici. Mergem. Proiect de hotărâre, așa, să mergem la aprobare. Cine este pentru? Cine se opune? Niciun prima. Mergem la punctul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea cesiunii lotului S1 20-4 în Sutaru către domnul Oancea Daniel. Avem acolo un lot a unui de care, de fapt, avem un certificat de moștenitor, dacă v-ați uitat pe ala, pe hârtii. Domnului Lipară Daniel este cererea, care e moștenitorul Lipară ce a cesionat de la Niță Carmen. Ei, impozitele și taxele locale sunt achitate la zi, ei vor să-l cedeze. Probabil dacă tatăl lor nu mai e, îl cedează lui Oancea Mihai. Dacă s-au înțeles. Da. Au toate documentele, au contract de vânzare, cumpărare, vi le-am pus, nu? Nu spus. Da. Sunt documentele aici, certificatul de moștenitor. Unde este? Am spus, da. Lotul S1... S1-ul, cred că e la început. 20. Și este făcut deja documentul între familia Lipară și familia Oancea. Ei și-au vândut. Uitați, aici are contract de vânzare. Care sunt pe teren. Terenul este al nostru, al primării. Bunurile. Deci, la punctul 4, proiect de hotărâre, aprobarea cesiunii lotului. Dacă sunteți de acord și propunem la vot. Toată lumea e pentru. Ce mergem la punctul 5. Proiect de hotărâri privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al Comunei Mănăstirea Cașina, imobilă cu număr cadastral 60448 în suprafață de 1818 metri pătrați. Bun. Deci avem referatul inspectorului de la domeniu public și privat, domnul Bucur George Adrian, prin care solicită trecerea din domeniul privat al Comunei Mănăstirea Cașin în domeniul public. Deci, exista, iar fiindcă este drum, trebuie să fie domeniul public, da? Suprafața de 1818 metri pătrați, obținută în urma schimbului de terenuri, conform actului notarial numărul 399 din 24.03.2016. Categoria de folosință actuală a acestei suprafețe de teren este drum și face parte din strada Podovrancei din satul Părvulești. Este vorba de domnul Reța, dacă era aici, ne-a explicat cum s-a făcut acel schimb. Știu,
Da. Dar datorită schimbului s-a intamulat ca și domeniul privat. Și trebuie de la București trebuie să fie în domeniul public. Deci noi să surpase drumul ăla acolo exact. Și n-avea lumea până trece. Iar acum noi trebuie să reintrăm în legalitate. Nu contează ce a fost. Vorbim de acolo. Și atunci lumea să vină la primărie. Așa. Și am ajuns la consilia aici ca să dea drumul. Dar nu asta analizăm noi acum. Noi analizăm trecerea din domeniul public, din privat în public. Ca să putem actualiza domeniul public și privat al comunei la ministerul. La punctul 5, proiectul de hotărâre, trecem din domeniul privat în domeniul public, suprafața de 1.118 metri pătrați. Sunteți de acord cu propunerea noastră? Nu mai de acord. Soluție. 6. Proiect de hotărâre privind confirmarea apartenenței la domeniul public al Comunei Mănăstirea Cașina a imobilelor înscrise în Cartea Funciară 6592, Cartea Funciară 6597 și actualizarea datelor cărțile funciare. Da. Apartenența la fel, la domeniul public. E vorba de drum public, da? E vorba de podboie, care a făcut în anii anteriori o intabulare provizorie pentru lucrările care s-au executat acolo în față la doamna Rușu, da? E, acum trebuie să facem o intabulare definitivă ca să putem să intrăm în legalitate. Deci, punctul 6. Proiect de hotărâre, supunem la vot. 6. Și avem punctul 7, proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Comunei Mănăstirea Cașin, județul Bacău. E vorba de sumele defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunilor și orașelor și municipiilor, din care, pentru finanțarea burselor elevilor din învățământul de masă, sunt 148.000 de lei alocați pentru școală să asigurăm bursele copiilor până la sfârșitul anului. La anul lung de la capăt, cu alte sume. Noi am aprobat și sumele și tot, și numărul de burse. Doar atât aprobăm acum să putem face rectificarea, să dăm hotărâre către trezorerii. Deci supunem la vot rectificarea bugetului local. Mergem la diverse. La diverse. Cine se înscrie? Numărul 1, numărul 2. Nu mai sunt probleme, nu sunt aici acum. E bun, că nu sunt. Le rezolvă, de aia suntem aici. Da. Prima veste, cea mai bună, cred că este extrem de importantă pentru mănăstire. Aș fi vrut să vă arăt contractul de finanțare cu Autoritatea Publică Centrală, semnată de Ministerul Dezvoltării, este contractul de finanțare pentru sursa de apă, aducțiune și tratat, da? Acel proiect pe care noi suntem nevoiți să-l facem datorită faptului că în 2009, pe primul proiect care s-a realizat în Comuna Mănăstirea Cașin, s-a încercat forarea din papă de adâncime. Așa era probabil la vremea aceea, ca și proiectare. Apa nu s-a găsit, de pentru care acum s-a încercat un nou proiect cu apă de suprafață. E vorba de cele două izvoare, care le cunoașteți, Petrosul și Ioana Dulce. Mergem în continuare pe acel contract, pe acel proiect. Avem contract de finanțare cu Ministerul pe suma de 1.703.707,72 lei pentru realizarea obiectivului. Deci vreau să vă spun că ne apucăm de treabă. Adică pornim să facem licitația și sperăm și nu neapărat că sperăm, suntem siguri. Până în primăvară vom fi gata cu documentele care trebuie să le facem, în așa fel încât în primăvară să ne apucăm de acest
contract. Contract care va asigura apa în rezervoar. Așa cum încercam să vă spun în și ședințele anterioare, suntem nevoiți să accesăm ceea ce avem. La momentul ăsta avem distribuția în pământ, după cum bine știți. Lucru pe care l-am făcut toată vara anului acesta, în care să ne asigurăm că apa ajunge pe fiecare tronson în parte, deci s-au făcut probe de etaj și etaj, pe fiecare conductă împreună cu constructorul. Da? Inclusiv pe hidranți. Deci și hidranții funcționează. În momentul în care vom avea apă în rezervoare, vom avea apă în conducte. Următoarea etapă, dacă în 2009, când toată lumea vorbea de branșamente, la Mănăstirea Cașe se vorbea de adăpători de animale și ciușmele, nu mi le puneți în cărcă, oameni buni. Asta am moștenit, dar le rezolvăm. De asta suntem aici. Deci acele ciușmele vor dispărea, că n-ai cum să dai apă la ciușmea în ideea care nu-i contorizată. Da? Deci alea se vor dita și vom face branșamente pe fiecare individual care dorește să se să facă cerere. Da? Acum, ideea era următoarea. Noi, grija noastră, că de asta suntem aici, este următorul pas pe care îl facem în noastră. Sunt, dar noi acum cu acest contract de finanțare putem să mergem mai departe, pentru că e clar că vom avea apă în comună. Deci, indiscutabil, pornim un alt proiect pentru branșamente individuale. Acel proiect pe care îl facem, pe AFM sunt pentru, doar pentru cetățenii aflați în situații vulnerabile, dar pe PNRR sunt branșamente care le putem face la toată comună. Ne vom înscrie cu cerere de finanțare pe PNRR și vom asigura și branșamente. Acum nu încercăm să facem din țânțar armăsar. Important e să vedem partea frumoasă a lucrurilor. Că am rezolvat problema de a închide un proiect care nu și-a găsit finalitatea. Că așa a fost, să știți că un an de zile am plimbat Bucureștiul să închidem ceva, da? Nu a fost ușor. Și doi, ca să ne găsim pe Anghel Salini. Că altfel nu eram pe Anghel Salini, dacă nu reușeam să închidem o boroboață de 2009. Și doi, suntem pe Anghel Salini, avem bani, reușim să, și e clar că vom reuși să facem și partea a doua. Care va avea bani, bineînțeles că își va face cât mai repede, care nu, îi vom ajuta noi, imediat. Asta e. Noi facem toate demersurile, aș vrea ca lumea să aibă încredere că dacă am pornit la drumul ăsta, le ducem până la cap. Dacă nu făceam toate demersurile astea, și nu, asta dovedește că ne ținem de treabă, că vedem interesul pe care îl avem al cetățeanului, că este în atenția noastră, da? Ca lumea să aibă apă, că într-adevăr apă, Comuna Mănăstirea Cașe nu e de când plouă, da? Noi prin asta reușim să aducem apa în coloanele de distribuție și branșamentele le vom rezolva. Asta cred că este cel mai simplu și cea mai mică problemă care ar rămâne pentru comunitate. Deci, important este să avem apa în rezervoare. Asta ar fi un prim punct. Problema apei, din punctul meu de vedere, vă asigur că este rezolvat. Celelalte trei proiecte prin PNRR, vreau să vă spun că tot ce s-a muncit pentru a accesa linia din PNRR, pe care le-am aprobat aici, suntem aprobați în lista din 19-a 10-a, puteți să vă căutați, să căutați dumneavoastră, în lista din 2-a 11-a pe minister și în lista din 15-a 11-a. Toate trei proiectele din PNRR sunt aprobate. Deci avem, suntem în linie dreaptă și cu tot ce am muncit pe PNRR. Așteptăm AFM-ul care iese acum. Deci,
rămânea ca să avem listele pentru iluminatul public și eu zic că munca noastră de 2 ani începe să dea roade. Pentru că și dumneavoastră aici ați venit, ați aprobat. E normal că lumea vă întreabă. Le-ați aprobat, vă duceți în sat. Da, am aprobat. Și le vrea toată lumea, le vrea să le și vadă. Nu-i vina noastră că fondurile vin atât de greu. Din punctul nostru de vedere, eu zic că ne-am făcut datorii. Cam astea sunt veștile și eu zic că sunt bune. Tot ce avem cerere aici, pe, astea sunt cerere pe planul de redresaj și reziliență, astea sunt, v-am scos de pe site. Când s-au aprobat, le puteți căuta pe Ministerul de Dezvoltare Sat. Toate cele trei proiecte. Așa, și următoarea veste bună, sunt 528 de cereri de încălzire, deci care sunt aprobate. 528 de familii vor beneficia de ajutoare de încălzire. Suma este de 496.640 de lei, iar lunar va veni ca o suplimentare, ca așa se și cheamă, supliment de încălzire, de 10.560 de lei care va veni lunar. Această sumă este pentru toate 5 luni de încălzire. Asta va veni suma de 10.560, va veni lunar timp de 10 luni. A fost o muncă, vă asigur că a fost o muncă de... Deci câți bani beneficiază o familie sau... Nu. E în funcție de cum se încadrează în urma introducere în program. Și de veniturile pe care le au. Deci nu i-au fost la fel? Nu. Număr de membri. Număr de membri. Deci introduce în platformă câți membri sunt și acolo ți apare cât bani va primi fiecare. Deci suma este calculată la 496.640 de lei pentru toți. Pentru toți. La 528 de cereri. E mult. E destul. Și că mai vin cereri cu oameni care n-au reușit să ajungă până acum sau poate că le-a spus vecinul. Și mai primesc cereri. Acum mai... Octombrie la pierdări. Noiembrie la pierdări. Noiembrie la pierdări. Dar intră pe decembrie. Intră pe decembrie. Cine da, au mai venit și astăzi trei persoane care noi deja astea le-am transmis. Da, și o să fie... Dar o să intre cu luna decembrie în plan. Și până la ce dată se depune cererea? În fiecare lună până la 20 ale lunii. Până la 20 ale lunii. Dar luna intră, care a pierdut-o... Intră cu luna următoare. Luna care a pierdut-o, da. Și da. Se încheie... În martie. Se încheie în martie. 5 luni de încălzit. Nu rămâne în șomaj, deci poate face cerere dacă da, că sunt situații care se schimbă la nivelul veniturilor unei familii. Exact. Pot veni. Fie în șomaj, fie rămân. Așa, fie... Dacă mai sunt întrebări, vă stau la dispoziție. În regulă. Vreau să vă... Să vă spun ceva, cred că ar fi bine dacă am reușit, v-am și spus treaba asta mai devreme, poate reușim să achiziționăm o vitanjă. O vitanjă. Da, e necesar, dar să știți că nu e atât de simplu. Trebuie serviciu, trebuie aprobări de la mediu, trebuie să vezi unde despart. Să poate merge acolo și să faci deci, contract, sigur, cu jevreniu, normal. Da. Sunt lucruri, într-adevăr, care trebuie să făcute și eu în sprijinul până la locuitorilor. S-a desprins contractul cu canalizarea cu caș? Nu. 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 Suntem în continuare cu caș. Păi ei spun că ne așteaptă cu suma de bani, că n-am dat suma de bani. Ce am discutat eu cu curierul? Că trebuie să vă dăm o sumă de bani și nu l-am dus. E, dar n-ai cum să duci o sumă de bani. Deci discuția a mai fost cu suma asta de bani. Nu știu, așa zice eu. Eu nu sunt afară subiectului. Deci, dar puteți să ne explicați ar fi foarte bine. Acum vă explic. În momentul în care Cașinul s-a apucat de acest proiect, au venit și la primăria comunei Mănăstirea Cașinul în anul 2014-2016, nu știu când, da? Și au hotărât un proiect comun. Prin care Crabu, societatea ADIP, prin ADIP, să facă acest contract pentru canalizare, prin POIP. Primăria Mănăstirea Cașin nu a vrut la momentul acela. Da.
Poftim? Da. A fost de acord, dar n-a dat banii. Păi, dar degeaba ai fost de acord, dar n-ai dat banii. Dar m-am prins în buget și n-am avut un sedea. A fost pe ultima lună. Nu posibil, dar mi-aduc aminte foarte bine și în țara posibil. Am și aprobat noi să dea bani, dar nu aveam prins în buget și nu aveam suma de unde să dăm sumă. Și a rămas că o dăm începând cu 1 ianuarie. La 1 ianuarie nu am mai acceptat ei. Care 1 ianuarie nu am acceptat? Următoarea ședință. Care? Dar ei și când am venit eu mi-au făcut adresa. Păi și după aia, dar ei nu au mai acceptat și după care nu au acceptat dacă ei și acum vor banii? Păi exact, că deci, e un nonsens ce spuneți. Dar ascultați-mă să vă povestesc, dacă m-ați întrebat. Da. Deci la vremea aceea, primăria Comunei Mănăstirea Cașeri nu a fost de acord. Pentru că ascultați-mă un pic. Este o tărâre de Consiliu că nu au fost de acord? Păi dacă n-ai dat banii degeaba. Nu vorbe. Că și noi am avut de Consiliu prin care noi am dat, suntem de acord cu Cașul. Bun. Și mai departe? Păi mai departe nu mai știu, de-aia vreau să spuneți dumneavoastră. Păi asta vă spun. De ce nu ați dat banii dumneavoastră mai departe? Aveți răbdare, că eu vă spun de ce nu am dat. Păi stați puțin. Păi aveți răbdare. Păi nu mai avut. N-am avut, de așa știu mi-aduc aminte. Nu era un buget. Nu era un buget anual, da? Dar în următorul an trebuiau puși în buget. Ascultați-mă până la capăt. Deci, ei nu au găsit un numitor comun la vremea aceea în care să se ducă împreună. Primăria Cașin cu Primăria Mănăstirea Cașin l-a notat, domnul Chelar. Că nu altfel nu poți da niște bani. Te duci și iei cotă parte și faci acte la un notar, așa cum el și-o plătit la notar. În Primăria Mănăstirea Cașin trebuia să-și plătească la notar. Și dacă totuși ești un om de bună credință, că ți-ai aprobat în Consiliul Local, te duci cu primarul de la Comuna Cașin și spui, bă, așteaptă-mă până pot să am și eu banii în buget și facem actele când putem să-ți dau și eu jumătatea ta de bani. Mă ascultați până la cap. În 2020, când am intrat, am primit adresă de la domnul Curel. Am crezut că e la fel de ușor încât... Deci există și la noi o hotărâre din Consiliul Local că le dăm bani. Numai că ne-am trezit în ipostaza în care nu poți să-i dai bani la o primărie. Și i-am spus, dacă dumneavoastră vreau să vă dau corespondență, îmi găsiți calea prin care eu pot să vă dau bani. Noi am prevăzut bani în buget. Aici e problema, că eu chiar i-am pus în buget anul trecut. Deci în anul 2021 am avut bani în buget pentru primăria Cașin. Nu mă pic. La un moment dat, ei nu au găsit calea. Nici noi n-am găsit calea. Pentru că să vă explic de ce n-am găsit calea. Am trimis la prefectură juristul societății să găsim o cale în care eu, ca primar, să nu pot semna într-o o hârtie care nu eram îndreptățită să o semnez. Pentru că doar eu cu doamna Roșu semnez acei bani care pleacă către o comună. Nu am găsit calea legală nici cu prefectura de a semna. Și la un moment dat, căutând în ceea ce trebuia, am constatat că acel teren deja nu are nici comuna Cașin, mă ascultați-mă la capăt, îl are Consiliul Județean. Ei au făcut predare, ascultați-mă că lucrurile nu sunt așa de simple, au făcut predare la acel teren, la Consiliul Județean, pentru că stația de epurare o face Consiliul Județean din fondurile Poimului. Ei au primit fondurile, Consiliul Județean sunt responsabili de acea stație de epurare. Apoi cine, cui dai bani acum? Cașelui? Cașelui care a predat-o Consiliul Județean și ne-am trezit în situația anului trecut în care ei nu mai dețineau acel teren. Exclus de a transmite o sumă de bani către cineva care nu are bunul respectiv. Dar ei erau proprietari Cașelui. Dar au făcut act. Au făcut act. Au făcut act. Dacă l-au cumpărat ei, sunt proprietari. Încalculoarea a făcut și pe Cașin și pe Mănăstirea Cașin. Încalculoarea s-a făcut doar pe Cașin. Nu mai poți să plătești la Cașin. Și nu mai poți să-i dau bani doar pe terenul Cașin. Dar banii. Dar erau și noi proprietari. Deci numai la notariu s-a spus. Puteam să reducem și noi să fim cotă parte în acel contract. Da, asta trebuia făcut atunci. Am făcut treaba asta. Și când a fost bani? Chiar ieri am pus întrebarea, am fost doar primar. Dom'le, când dăm banii aia ca să avem și noi partea acolo la stația de epurare? Și mi-a zis că domnul Soroiu s-a angajat
nu ne mai ceri bani, dar suntem primiți să fim parte și noi acolo, la cam așa ceva a fost treaba atunci. Eu când am întrebat pe domnul a preotesei, când am preluat mandatul, l-am întrebat ce-i cu acei bani. Chiar am și întrebat, pentru că știam problema de la domnul Soroiu, că nu a primit banii pe acel teren. Și mie mi se spusese, dinainte de a intra aici în primărie. Și l-am întrebat, totuși, ce a fost cu banii aceia? De ce totuși n-am cumpărat? Era un bun și al comunei, pentru că vom beneficia și noi de acel contract de canalizare pe care îl vom avea, nu, cu ei. Și răspunsul a fost că am făcut și noi, nu știu ce, lucrări la cașe și că se face compensare. Eu de compensare între unități administrative teritoriale nici n-am auzit și nici nu voi v-ai auzit vreodată. Dar asta mi-a fost răspunsul. Așa că nu-mi imputați ceva ce nu pot să răspund eu. Are o idee este să nu mai căutăm vinovați acum, că așa... Toate bune legăm din vechea, adică hai să se folosie... Deci la momentul ăsta, de Michelaru, nu am cum să trimit bani la cașă. Doamne, deci ați înțeles greșit ce v-am întrebat eu. Ne putem lega de proiect, ne mergem în cotură. Nu v-am întrebat de ce n-ați dat banii la cașă, nu v-am luat la lor. Deci eu am zis că ei susțin că dacă nu dăm bani, ei nu ne vor primi în proiect, nu se poate. Ei știam că e un macro proiect la nivel de... Ăla e la nivel de județ. Așa știam și eu. Și aia a fost întrebarea mea față dumneavoastră. Că v-ați aprins dumneavoastră, asta e partea lor. Nu se aprinde nimeni aici. Thank you. Declarăm ședința închisă.